Merg la o altă Și vreau să vă mărturie, și aceasta împărtășesc de la un împreună frate care se numește care este Antonio, din familia diferit de mea, cel de mai numele devreme, fratelui este un nou Zis frate Antonio. și el spune: Caro fratello Dragă Giuseppe, frate ti Giuseppe scrivo și anche toți io dalla membrii mia bisericii università, pe care ciao urmați, signore. pace în Voglio Dumnezeu. ringraziarvi per Vreau aver să vă fornito la mia mulțumesc scorta pentru rubrica tutto questo radiofonică. La spettacolo început vă e ascultam și îmi spuneam, eu voi che însumi, fanno parte di aceștia questa fac parte bellissima din a nu știu famiglia, câta sono bandă sicura che care, sarete prin tu scuza la Domnului migliore Isus și a persona per evangelizării, questo piccolo încearcă stipendio să materiale. profite de Voglio binele ringraziarvi material per tutti. a Adesso fraților vediamo se naivi, riesco, dar perché după puțin pensavo che noi timp, eravamo cum così. acesta credea că noi Ma eram tutto il așa, tempo ha da? Dar avuto delle după puțin timp sorprese a trebuit să mă strane reîncred, attraverso la pentru persona că, giusta. văzând Quindi vedete, i mărturii contatti și che avete învățăturile avuto sono dragului riusciti a frate portarvi Giuseppe, fin am qua. reușit Quindi după fate mulți ani parte della de verità militarism spirituale a affinché bisericii siate evanghelice interessati pentecostale alla să verità înțeleg spirituale. adevărata Grazie. sapoare a Fratello libertății Giuseppe, la spirituale. verità Dragă frate spirituale. Giuseppe, Ho Dumnezeu fatto să te un piccolo stipendio per binecuvânteze foarte l'evangelizzazione. mult și să-ți dea mulți ani de Ho lasciato evangelizare poi una chance biserica in pe care, după ce ospedale am perché mi fossi lăsat-o, addormentato. din păcate Sono m-a rimasto come adormit. quelle Am persone devenit che precum credono acele di essere persoane sempre care cred giusta că e aveau giusto. singura Infatti, stradă molti corectă, în credono timp di ce mă essere uitam la giusti, ceilalți care però erau pierduți ignorano nella doar loro pentru că nu erau în situazione religia dinanzi a mea. Dio, quanto Dar piuttosto quando mulțumesc siamo lui chiamati Dumnezeu, a essere atunci când am început să-l o ascult pe fratelli fratele Giuseppe, o fratelli di am fapto, înțeles că sono fiii lui stati Dumnezeu chiamati a sunt essere persone împrăștiați în toată lumea, giuste. chiar și sub alte Perché religii. Gesù guarda al cuore. Și că Perché Isus se sappiamo uită che la il Padre inimă nella și dottrina dacă cineva nostra greșește parla în di fatto col doctrină, cuore, è dar giusto îl che iubește cu sappiamo toată che inima, il el Padre nu-i giustificato da Dio condamnează pentru că noi vom è fi giusto giudecați che în sappiamo. dragoste. Dacă Però iubește non cu vorrei dragoste, che dacă tu ci sono anche iubești cu persone inima, giuste che non hanno avuto atenție că sunt și persoane care nu au l'opportunità di avut Dio di insegnare oportunitatea l'Evangelo. de a învăța o Io evanghelie mi corectă. sono messo a lavorare per il Eu m-am Signore pus să muncesc pentru per lavorare per il Dumnezeu la Signore. 25 de ani. Până atunci am Fregatura primit doar difficile, rumeguș, rumegușul difficile, acestor biserici però sau de alte biserici mi è la stata care nu dettata per mergeam. Dio În di schimb, vedere stăteam nella mia vita departe pentru că religia nu mă atrăgea. quindi misericordia sulle persone che non hanno avuto Milă asupra l'opportunità di persoanelor Dio. care nu au Il avut Vangelo è una vera evangelizzazione. oportunitatea să primească Però o il adevărată cuore, l'uomo evangelizare, naturale în molto più schimb, în spesso non sa inimă, îl iubesc pe distinguere Dumnezeu cu come toată tanti credono inima, chiar cattolici, dacă come sunt tanti protestanți, credono evangelici. cattolici sau Loro martorii credono de Jehova, dar e inima lor prima o este poi confidiamo sinceră. che Mai devreme sau mai târziu avem approderanno încredere alla vera nave, alla vera barca, că quindi vor sappiate ajunge pe quanto vi teren, pe amo. adevărata navă, Isus, Quindi voi Isus. abitate in Amen. parte e Dumnezeu fate să vă l'evangelo con binecuvânteze prosperità foarte sua. mult, să vă dea mulți ani de Quando siete evangelizare. Sper sempre ca într-o zi, insieme, înainte de venirea potete Domnului cantare Isus, să vă cantici pot di întâlni lode e personal lodare și anche să vă Dio. îmbrățișez unul câte Amen. una. Amen. Să ne rugăm. Un abbraccio fraterno e O benedizione della Madre îmbrățișare Misericordiosa, frățească și vă la iubesc cu o Madre dragoste în Sfântă Dumnezeu, fie Trinitate, ca numele Domnului Isus și benedice Tatăl in nostru questo Ceresc, precum momento și questa Îngerea Duhului situazione Sfânt, con i să poată nostri fi cari cu noi și cu cei fratelli. dragi ai noștri. Dumnezeu să ne Domnul să vă binecuvânteze. Slavă binecuvânteze. Domnului, slavă, slavă! Io credo che Eu cred il că denominazionalismo religioso che sia lo stesso celelalte denominatore di religii quello che nel mondo si este chiama la razzismo. fel precum Razzismo, în lume ad se numește esempio, razzism. i bianchi sono În inferiori lume, ai neri, cei sono negri inferiori. sunt inferiori Gli ebrei nouă, sono negri sunt superiori ai inferiori nazisti. nouă, Questo è il razzismo. evrei sunt Non sono inferiori razzisti. Sono nazismului. cattolico, questo è l'Evangelo, Iar l'unica chiesa. No, non puoi essere cattolico, denominarile, io l'unica chiesa protestante. sunt eu Perché sarei catolic, nu, nu poți să copricolo fii di tu, Dio. sunt eu Non ci cel credo protestant. affatto. Aceasta Io este credo razzism, să sempre nu cădeți în nella aceste nostra trapole, alleanza mondiale, capcane. fratello. Eu mă rog Siamo la cristiani Dumnezeu più că liberi. în fratelața noastră avem Abbiamo frați în toată cristiani più lumea care liberi. au Vedete, crescut non și nu sono încercăm interessato să né alla schimbăm chiesa, religia pentru că nu ne né al interesează cattolicismo. niciuna. Pe noi ne Che ne pensate di interesează questa cosa? doar ca să fim conectați Guarda, cu i Hristos. farisei non Iată, entravano in casa farisei tua nu perché intrau în erano casa ta infidelissimi. dacă tu nu erai Andiamo iudeu. invece di Isaia Să 60. mergem la Isaia 65 pentru că este o Oggi, scriptură i acolo. Astăzi, denominazionalisti non entrano nella tua chiesa perché ti denominaționalismul reputano nu intră inferiore. în biserica ta Questa è pentru că cred un'offesa. că tu ești inferior. È una Aceasta e un bestemmia blestem quando în fața lui un Dumnezeu. denominazionale, Este un un blestem când confessionale, un un denominaționalist carismatico si crede superiore di se quell'altro crede anche perché superior lui ha celuilalt pentru Pacciamama că e el îl l'altro are no. pe Pacciamama și Capito? celălalt nu. Lui Binecuvântat să fie cel care nu o ha are. imparato il El Martin Lutero, știe și l'altro a no. învățat de la E Martin così. Luther, celălalt nu.
Deci sunt superior. Aceasta este un blestem. Să spunem, dacă cineva are doctrina perfectă fără greșeli, care nu există, dar să spunem că cineva are această cunoaștere adevărată, așa cum spune 1 Corinteni 13, tu ești nimic. Nu-i cunoașterea sau că te face să fii corect în fața lui Dumnezeu. Este dragostea, este Iisus în inima ta. Tu ești superior dacă tu-l oferi pe Iisus de piu, dacă îl mostrezi mai mult. Dacă operi precum vrea Iisus, totul este Iisus, fraților. Iisus nu este cel care mergea cu măgărușul peste tot, dar este ca să ne facă să înțelegem. Iisus este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Dacă tu mergi la viteza luminii, precum spunea Einstein, și ajungi la sfârșitul, la capătul universului plat sau a pământului plat, vei ajunge acolo. Acolo este Iisus care te așteaptă. Dacă tu atraversezi miliarde de galaxii cu viteza nu a luminii, a gândului, ajungi acolo și Iisus este acolo și spune: bine ai venit, de cât timp călătorești? Un milion este viteza luminii. Iisus este acolo, Iisus este peste tot. Superioritatea noastră nu este pentru că suntem catolici, protestanți sau altceva. Nu. Ci pentru că Iisus se vede. Ce crezi că o interesează pe soția mea dacă sunt catolic sau protestant? Ea vrea un soț care o iubește și iubește pe Dumnezeu. Vrea un soț care îl iubește, o protejează, care are grijă de copii, care o iartă și să mă ierte și noi ne iertăm. De acord? Soțul, soția, fratele, toate celelalte sunt mizerii religioase. Ce spune Isaia 65? Citește 5 și 6, te rog. Aici vorbește despre religii. Isaia 65, 5 și 6. Și care ziceau: dă-te înapoi, nu te apropia de mine, că eu sunt sfânt față de tine. Eu sunt catolic, sunt protestant, sunt mai sfânt decât tine. Eu am o statuie, tu nu o vezi? Eu sunt superior. Acestea sunt ca un fum care se urcă în nările mele, o văpaie care arde fără sfârșit. Versetul 6. Iată, este scris înaintea mea: nu voi tăcea până ce nu vă voi răsplăti. Da, am să vă pun în brațe răsplata. Isaia 65, de la 5 la 6. Puteți să continuați să citiți. Eu m-am oprit pentru că aici sunt lovituri puternice. Nu vreau să mă pun în locul scripturilor. Angela, fi drăgăstoasă. Tu, da. Dar iată că scripturile sunt mai rele decât mine. Ai văzut cum vorbesc aceasta? Da, dar aici este Dumnezeu care vorbește. Nu-ți spun să te iei de Dumnezeu dacă nu-ți convine, dar când este nevoie, este nevoie. Noi de la Dumnezeu primim ușor. Pentru că eu sunt mai sfânt decât tine. Dă-te mai încolo. Nu te apropia de mine, pentru că eu sunt mai sfânt decât tine. Împlinit. Câți protestați evanghelici vedeți că merg într-o biserică catolică și să le oferă dragoste, să iau o împărtășane, să le dea o ofertă? Nu trebuie să mergeți să vă rugați în fața statuii Caterine. Mergeți la statuile care trăiesc, la oițele acolo care nu știu diferența între Iisus statuie și Iisus adevărat. Protestanților, mergeți, catolicilor, mergeți în aceste biserici protestante sau evanghelice. Mergeți. Voi nu credeți în Martin Luther? Bine, dar mergeți la persoane care sunt acolo, faceți împărtășirea cu ei. Pentru că peste tot văd că se face, se ia Sfânta Împărtășane cu pâine și vin și se face o cruce Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Pentru că nu aveți răbdare.
Prima de intrare în Înainte de a intra în aceste edificii, clădiri, citiți Cartea Romanilor 14, scrisoarea către Roman 14. Mergeți în credință, nu ca să vă certați sau să vă spuneți păreri. Unul citește doar, mănâncă doar verdură catolică sau unul mănâncă doar carne protestantă. Este o traducere liberă. Cred că eu trebuie să fac într-o zi un editor de Biblie ca să traducă scripturile. Dar o va face Dumnezeu un mileniu, pentru că nu este timp. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a reușit să pun câte un video pe internet, care este o creație satanică. Noi, pentru slava lui Dumnezeu, am reușit. Știi ce este internetul, nu? Copacul cunoașterii din ziua de astăzi. Și acolo mai sunt, în internet mai sunt și persoane ca noi, poate mai bune decât noi. Eu trebuie să precizăm că nu suntem unici, dar sunt și alții care sunt ca noi, nu precum zica unică. Noi suntem unici, nu este nimeni ca noi. Nu, fratele Giuseppe, nu este nimic, nu este singurul. De acord, trebuie să precizez, pentru că după aia vine Neghina și mă critică. Angela, îți dau cuvântul. Mulțumesc.